Dante Creu. Nu vă apropiați prea mult, nu vă apropiați prea mult. Este Tucadam. Eu zic că Tucadam. Una din marile vedete ale României din toate timpurile. Peste roi. O să vă rog să nu vorbiți deocamdată nimic, domnule sau doamnă sau ce-o fi dumneavoastră. Vă aduc un microfon imediat, da? Perfect. E Bobonete. E un costum greu, e un costum greu. Auzi, nu știu cine Johannes. E, dar paltonul e de la Fuego, jur. Paltonul. Eu zic că e Viorelis. Ia, întoarceți-vă și la fete, întoarceți-vă și la fete, vă rog. Grasul XXL. Paltonul zic că nu e de la mine, poate e de la Fuego, este Tucadam. Negrule, România, România are puțin bărbați chipeși. Unul din ei aici. Am o mică bănuială, dar mă mai gândesc. România are puțin bărbați chipeși. De talia măștii tale. Grasul XXL. Deci, deocamdată, niciun masiv. Nimic. Hashtag rezist. În spatele măștii e unul din cei mai cunoscuți români din toate timpurile. Binculescu. Din toate timpurile. E un indiciu extraordinar ăsta. Dan Bitman. Avem un ajutor de mască. În seara asta, noaptea asta, ajutor de mască, adică frumoasa, bestia aici, frumoasa, se numește Elena Gheorghe! Hai, Elena! Bună seara! Bună, Elena! Bună seara! Frumoasa și bestia! Wow! Frumoasa și bestia de Revelion. La mulți ani, urmăriți-i în câteva secunde să vă dați seama. Succes! Nu știu ce să fac. Așa bărbat, vreau să îi gătesc, să îi giugiulesc, dar eu ce primesc? Nici nu intru în casă, e așa nemboasă, că sunt prea artist. Baby, ești un gris. Ce mult ne-am iubit, dar tu m-ai adit. Leful nu mai luăm, la copii pierăm, să ne separăm. Bestie ce ești, bestie ce ești, tu mă zăpăcești. Te-am crezut titrat, șmecher și bogat, dar ești tu ratat. Viața mea-i mâncat, nervii mi-ai tocat. Tu și soacra mea, totu-i compromis.
Fioara și Bestia. Dane, Dane. Și cine? Elena și o celebritate. Dane, știm. Excelent! Unul din mari români. Se scandează aici. Se scandează aici Florin Piersic. Elena, mulțumesc mult de tot. Cu mult drag. A fost o onoare. Vă mulțumesc din suflet. Mulțumesc din suflet. Rămâi în tabăra, fetelor, Elena. Rămâi în tabăra frumoaselor. Mulțumesc că ai grijă. Dane. Dai voie. Era de știut pentru că prințul... Prințul! Oamenii ăia strigă Piersic. Oamenii ăia strigă Florin. Cine e? Cine e? Florin Piersic! Da, cine e? Florin Piersic! Piersic bestial! Piersic bestial! Nu se aude! Florin Piersic! Piersic, tu ești! Bestie! Florin Piersic! Ia uite-le! Ia uite-le în genunchi, bestie! Ia uite-le aici, în genunchi! Andreea, am nevoie de tine, te rog! Bărbații spun Florin Piersic! Femeile spun Florin Piersic! În spatele măștii eu am spus că e unul din cei mai faimoși români din toate timpurile! Andreea! Facem demascarea, da? A durat, câteva ore bune. 6 ore a stat vedeta din spatele măștii. Bărbații au spus Florin Piersic. Femeile au spus Florin Piersic. În câteva secunde aflăm cine e în spatele măștii. Ce poveste extraordinară! Andreea, încercăm și cu... Încercăm și cu peruca? Sau prima dată masca, da? Prima dată masca, tu știi cel mai bine, eu stau lângă bestie și pregătim de mascarea. Ce moment extraordinar! Femeile spun că e unul singur, doamnele de aici, bărbații au spus că e imposibil să nu recunoști. Îi dăm jos! Doamnelor și domnilor, avem onoarea să vi-l prezentăm pe Florin! Regule! E unic cu Florin Piersic! Unic! Stați omul! Facem bine aici! Stați așa! Bestia are o urare de la mulți ani. Domnule Bestie, România e lângă tine. Vreau să vă întreb un lucru. Voi toți, și voi mai ales, sunteți normali? Cum adică, mă, cum să mă ghiciți pe mine în halul în care am fost? Dar adevărul e că doamna care m-a făcut... După labe! Care labe? Astea sau oameni? Copii, sunteți grozavi. Nu merit eu atâtea aplauze și atâta dragoste. Florin, mai bine aruncă-le, luați mănuși. Rebelionul starurilor!